Bună ziua, vă salută Tachiana. Astăzi vom începe un nou proiect Amigurumi. Vor fi 3 sau 4 părți, pentru că vom lucra unicornul. De foarte mult timp sunt doamne din grupul de lucru, de Facebook sau de pe canalul de YouTube care au cerut un tutorial pentru acest drăguț animăluț. Voi folosi mai multe culori, toate culorile mele sunt din gama firelor Bravo de la Schachenmayr. După cum vedeți, am aici mov, alb, roz, portocaliu, bleu, galben și culorile predominante vor fi alb și mov. Vom avea nevoie apoi de croșet, eu voi folosi croșetul cu numărul 3. Vom avea nevoie de melană pentru umplutură, de acul pentru cusut lână. Apoi vom avea nevoie de o pereche de ochișori cu șurub de siguranță, dacă este posibil, și, bineînțeles, markerul. Acestea fiind prezentate, propun să începem să lucrăm. Așa cum vă spuneam, vor fi câteva tutoriale și, bineînțeles, va fi nevoie de un pic de răbdare. Să nu uităm farfecul, acestea nu este nevoie să le amintim. Cu alb vom începe să lucrăm capul. Voi face un cerc magic, iar în interiorul acestuia, mai întâi voi face primul picioruș scurt, care nu îl vom pune la număr. După care vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Acum voi închide cercul magic, voi închide primul rând în corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Din acest moment, noi vom lucra în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire, astfel că la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr total de 12 piciorușe scurte. Am cea de-a doua mulțire, vom continua singure. În corespondența ultimului picioruș am pus firul despărțitor, clămița noastră, iar acum vom continua lucrând. Un picioruș scurt, o mulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 4 și vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 5. 1. 2. 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Întotdeauna firul despărțitor îl poziționez în ultimul picioruș al rândului. Pentru rândul numărul 6 vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 7 vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire,
Vom repeta pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 8 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Rândul numărul 9. Vom începe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 10 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 60 de piciorușe scurte. Ajunse în acest punct, noi vom lucra un total de 12 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum este, vom lucra 12 rânduri, după care noi ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea noastră. 12 rânduri, nu uitați! Am lucrat cele 12 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. În corespondența rândului cu numărul 15, cu o diferență de 11 piciorușe între ele, am aplicat ochișorii. Acum vom continua. Pentru rândul numărul 23 vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 24 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Suntem la rândul numărul 25 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 26 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte,
urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 27 și vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 28 vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Ajunse în acest punct, vom scurta firul. Bineînțeles, vom lăsa o bucată mai lungă pentru cusut, căci va trebui să atașăm corpul căpușorului. Vom închide rândul și, bineînțeles, apoi va trebui umplut. Vom trece la altă parte componentă, vom trece la urechi. Pentru acestea, din nou, vom porni cu cercul magic în care vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Primul nu îl punem la socoteală, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Mie nu vrea să ne alunece. Croșetul acesta nu este prea... Așa, am reușit acum. Voi pune firul desfărțitor, clămița, și vom face un rând de 6 piciorușe scurte. Deci 1, 2, 3 și vom continua până la 6. 3, 4, vom da deoparte, acum știu că este exact, 4, 5 și 6 aici. Din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face câte o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un total de 12 piciorușe scurte. Aici, într-adevăr, este un pic cam dificil de lucrat, pentru că vin foarte în scurt aceste 6 piciorușe, însă apoi vom înmulți și ne vom descurca mai ușor. Deci continuăm cu mulțiri, la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând din nou 12 piciorușe scurte, deci în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior noi vom face un picioruș scurt. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 15 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra din nou 15 piciorușe scurte, deci în corespondență fiecărui picioruș din rândul anterior noi vom face un picioruș scurt. Vom continua lucrând 1, 2, 3,
patru piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra trei rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci, fiecare picioruș în corespondența piciorușului din rândul anterior, deci trei rânduri, iar noi ne vom reîntâlni. Ajunse la capătul celor trei rânduri, vom scurta firul, bineînțeles, vom lăsa pentru cusut, vom închide rândul, vom lucra două urechi în acest mod, iar noi vom continua, vom face cornul. Pentru corn voi folosi culoarea galbenă, același fir bravo, voi face cercul magic. Deci, în cercul magic voi face 6 piciorușe scurte. Primul nu îl punem la socoteală. Începem 1, 2, 3, 4, 5. Cel de-al șaselea vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Din acest moment vom continua lucrând un rând de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea, care va intra mai greu pentru că eu strâng foarte mult lucru și croșetul nu alunecă prea bine. În sfârșit, ajunse aici, vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Deci avem aici 1, 2, trebuie să întoarcem în felul acesta lucru să putem lucra bine. Deci am primul, 2, după care voi face o mulțire. Voi repeta încă o dată, deci de două ori va fi această secvență, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, mă necăjește și mulțirea. Acum vom continua să lucrăm un rând de 8 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne vom reîntâlni. 8 piciorușe scurte, deci. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o mulțire, vom repeta din nou această secvență, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Deci sunt 3, iar în corespondența markerului voi face înmulțirea, obținând cele 10 piciorușe scurte. Iar acum vom continua lucrând un rând de 10 piciorușe scurte. Vom lucra singure 10 piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
4, urmate de o mulțire. Vom repeta din nou 4 piciorușe scurte, o mulțire. 1, 2, 3, 4. Voi face mulțirea în corespondența ochiului dumneavoastră, unde este semnul despărțitor. Iar acum am obținut 12 piciorușe scurte și vom continua lucrând un rând de 12 piciorușe scurte. Vom scurta firul, vom lăsa pentru cusut, vom închide rândul. Capătul de fir îl vom introduce în interior, bineînțeles, și vom continua. În continuare vom lucra botișorul. Vom folosi din nou culoarea albă și voi face cercul magic în interiorul căruia voi face 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului vom avea un total de 12 piciorușe scurte. Deci am prima mulțire, cea de-a doua și continuăm singure. Pentru rândul numărul 3 vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un total de 18 piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 4, lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 5 vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Suntem la rândul numărul 6, vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un total de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 7 vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând rândurile 8 și 9, deci două rânduri, de câte 42 piciorușe scurte. Deci corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom lucra câte un picioruș, două rânduri, de câte 42 piciorușe scurte. Deci am lucrat rândul 8 și 9, câte 42 de piciorușe scurte, suntem la rândul numărul 10 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte,
urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru ultimul rând al botișorului vom lucra 36 piciorușe scurte, deci în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom lucra câte un picioruș scurt. Deci vor fi 36 și cu aceasta vom închide botișorul. Ajunse la capătul rândului, lăsăm din nou firul lung, în modul în care să putem coase, și închidem și această parte a lucrării. Eu mă voi opri aici, deci acesta este prima parte. Am lucrat botișorul, căpușorul, urechile și cornul. Ne vom reîntâlni cu partea a doua. Până atunci eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Vă salută Tatiana. La revedere!